150 de kilometri pe care tu îi vei parcurge, dar nu știu dacă e singur, distanță Bacău, Râmnicu Sărat și cu ce scop? Da, am apucat să zic că aș vrea să alerg de la Bacău la Râmnicu Sărat pentru separatoare de sens și prevenție pe 85. Din păcate, drumul 85 știm cu toții că este foarte periculos și foarte multe accidente sunt soldate cu morți. Avem foarte multe victime chiar și din orașul nostru. De fiecare dată când ies pe acest tronson de drum, am 50% șanse, adică simt că am 50% șanse să fac accident. Nu neapărat din vina mea, ci pur și simplu să fac accident. Adică trăiești cu o frică cu permanentă. Frică, da, da. Pentru că pot intra pe contrasens oricând mașini și nu, o clipă de neatenție te poate costa viața. Dar într-o dimineață am plecat spre Buzău și am văzut că pe un anumit tronson s-au pus separatoare de sens. Și dintr-o dată mi-am dat seama că pe drumul respectiv mă simt mai în siguranță cu acele separatoare de sens. Dar nu s-au mai pus decât între Buzău și Râmnicu Sărat și spre București. Înspre Bacău nu sunt și spre Suceava, de fapt, și m-am gândit că ar fi un semnal de alarmă să aducem, să rugăm autoritățile să pună măcar pe zonele foarte periculoase să pună aceste separatoare de sens care se pot recupera și pune pe alte drumuri ulterior dacă nu va mai fi nevoie de ele sau se construiește autostrada și va scădea circulația pe 85. Dar până atunci aceste separatoare s-au dovedit a fi foarte eficiente și scadă numărul victimelor din accidentele de circulație cu până la 80%.